seara, dragii noștri telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii De Vorbă cu Zona. Invitații mei din această seară sunt Denisa Bălăceanu, Mihai Băleanu, domnul Ionică Iosu și domnul Lică Bălăceanu. Uitați că v-am și uitat numele! Bună seara și bine ați venit la noi în emisiune! Bine v-am regăsit! Denisa, tu ai mai fost într-o ediție anterioară la mine în emisiune? Domnii n-au mai fost până acum și mă bucur că ați acceptat invitația de a veni la noi în platou. Cu mare drag! Pentru început, aș vrea să ne povestiți fiecare câte puțin despre copilărie și despre începuturile carierei artistice. Denisa, ce ne poți spune despre copilăria ta și de la ce vârstă ai început tu să cânți? Cum am mai spus și înainte, la emisiunea care a fost, când am fost aici la tine, copilăria mi-am petrecut-o la Izverna, am început să cânt de foarte mică, prima nuntă am avut-o chiar cu Lică, cu el la Severin. De la ce vârstă? Cu părinții mei. Te-ai dus tu să cânti la nunți? Păi nu pot să-ți mai spun exact. Cred că de pe la 12-13 ani aveam, cam așa. A fost prima nuntă. Și tu, Mihai, ce ne poți spune despre copilărie? Unde ai petrecut-o și copilăria de la ce vârstă cânti? La satul Râpa, unde am copilărit și am locuit până la vârsta de 28 de ani. Acum locuiesc în orașul Motru. M-am apucat de cântat la... de mic fredonam melodii ce auzeam pe la radio, pe la televizor, ce îmi plăceau, le fredonam, dar gluma cu formație și cu ce s-a întâmplat acum e de ceva timp, de vreo 5-6 ani cam așa. De la ce vârstă ai început să cânti la evenimente? La evenimente la 23-24 de ani cam. Atunci am început să cânt, pentru că nu... Dar din familia ta a mai cântat cineva? Moștenești de la cineva talent? Da, a cântat un unchi de-al meu, fratele lui maică-mea. A cântat și el o perioadă la nunți, apoi s-a lăsat, n-a mai continuat. Să vedem și ce ne spune domnul Lică Bălăceanu, de la ce vârstă ați început să cântați? Păi eu am început să cânt pe la 4-5 ani, prima oară cu vioara. Pe urmă a luat un acordeon, știu că mi-aduc aminte. La mai multe instrumente. Da. Știu că mi-aduc aminte, l-am luat invers, l-am luat pe partea stângă. Și așa am lăsat vioara. N-am mai continuat, am continuat cu familia dumneavoastră, a mai cântat cineva? Da, bunicul, tatăl meu. Sunteți o familie de lăutari? Da. Cum să? Domnul Mihai? Te rog să ne interpretezi câteva melodii de ale tale. Da, cu cea mai mare plăcere și aș vrea că tot pe această cale să le și dedic părinților mei, unchilor mei, mătușilor mele și pentru domnul Ion Modoran din satul Râpa, este tot un unchi de-al meu. Aș vrea să-i dedic aceste melodii care le voi cânta această seară. Maestrului organist, domnul Aurel Băcărin de la Stroiești, din Mehedinți. Da. Și special pentru toți telespectatorii. Sigur că da, și pe parcursul emisiunii o să mai faci dedicații și... Da, cu cea mai mare plăcere. Ceilalți invitații. Te ascult. Mândruță cu coama lungă, nu mai am un ban în pungă, m-ai lăsat sărac lipit, arză-l focul de iubit. Mândruță cu coama lungă, nu mai am un ban în pungă,
m-ai lăsat sărac lipit, arzând focul de iubit. Te fălește acum prin sat, cu tot ce ți-am cumpărat. Cine mine râde satul, că tu-i dai gură la altul. Te fălește acum prin sat, cu tot ce ți-am cumpărat. Cine mine râde satul, că tu-i dai gură la altul. Ți-am cumpărat fustă albă, inele cerței și salbă. Ți-ai suizat și-n căruță, și-acum ai uitat de mândruță. Ți-am cumpărat fustă albă, inele cerței și salbă. Ți-ai suizat și-n căruță, și-acum ai uitat de mândruță. Te fălește acum prin sat, cu tot ce ți-am cumpărat. Și de mine râde satul, că tu-i dai gură la altul. Te fălește acum prin sat, cu tot ce ți-am cumpărat. Și de mine râde satul, că tu-i dai gură la altul. Cu mine în crâng, te-am dus mai întâi la târg. Și când n-ai mai vrut să-mi vii, bă, le plătești tu într-o zi. Ca să mergi cu mine în crâng, te-am dus mai întâi la târg. Și când n-ai mai vrut să-mi vii, bă, le plătești tu într-o zi. Te fălește acum prin sat, cu tot ce ți-am cumpărat. Și de mine râde satul, că tu-i dai gură la altul. Te fălește acum prin sat, cu tot ce ți-am cumpărat. Și de mine râde satul, că tu-i dai gură la altul. Gura ta, mărie, vându-i un capă ce vie. Pentru o camugura neagră, îmi dă-ndei averea-ntreagă. Pentru gura ta, mărie, vându-i un capă ce vie. Pentru o camugura neagră, îmi dă-ndei averea-ntreagă. Ai linglic și iarăli, merg o măria la târg. Să iau fustă și batic, și-apoi s-o iubesc un pic. Ai linglic și iarăli, merg cu măria la târg. Să iau fustă și batic, și-apoi s-o duc la iubit. Nu-i de toate, îmi spusă că nu se poate. Să se iubească cu mine, că e rușine de lume. După ce nu-i luai de toate, îmi spusă că nu se poate. Să se iubească cu mine, că e rușine de lume. Ai lic-lic și iară lic, merg o măria la târg. Să iau fustă și batic, și-apoi s-o iubesc un pic. Ai lic-lic și iară lic, merg o măria la târg. Să iau fustă și batic, și-apoi s-o duc la iubit. Cine s-o mai duce la târg, să rămână sur și mut. Voi și cum via și mă minți și măria. Ci s-o mai duce la târg, să rămână sur și mut. Vându-i voi și cum via și mă minți și măria. Ai lic-lic și iarălic, merg cu mădia la târg. Să iau fustă și batic, și-apoi s-o duc la iubit. Da, hai lic-lic și iarălic, merg cu mădia la târg. Să iau fustă și batic, și-apoi să iubesc un pic.
foarte frumos. Aș vrea să ne spui dacă ai făcut studii speciale de canto sau ai început să cânti așa la evenimente. Am început să cânt la evenimente, nu am făcut niciun studiu deocamdată, dar am de gând să merg mai departe la o școală. Ți-ai fi dorit să faci până acum studii? Da, mi-aș fi dorit, dar nu am avut posibilitatea pentru că am lucrat, am în servici și nu am avut timp să fac două lucruri deodată, cum se zice. Da. Dar ai vreun CD-ul imprimat până acum? Până acum nu. Doar m-am prezentat la evenimente, la anunț, la botezuri, la majorate, la... Și atunci când erai mai mic, participai la serbări? Nu, n-am participat niciodată. Am fredonat doar pentru mine și atât. Și cine m-a auzea din jurul meu atunci când cântam sau când fredonam ceva. Și, dar se organizau serbări acolo la tine sau... Se organizau, dar... Nu ai vrut tu să mergi? Nu am vrut să merg pentru că nu... Ești mai timid sau erai mai timid nu atunci? Nu eram nici mai timid și nici nu sunt, dar... Nu am vrut atunci, nu am avut atunci în cap să fac chestia care fac acum. Adică... Cariera artistică. Da, cariera artistică. Păi te-aș ruga să ne mai interpretezi două melodii. Da, cu cea mai mare plăcere. Mândrulițo de la Gorzii, i-ai băgat în draș pe toți. Unul îți cumpără casă, altul te cu bineasă. Am stat și m-am tot gândit, a cui vreme de iubit. Dar îmi stai mereu în gând, mă bași cu guzele-n pământ. Am stat și m-am tot gândit, a cui vreme de iubit. Dar îmi stai mereu în gând, mă bași cu guzele-n pământ. Mândru de când te-am văzut, toată averea mi-am pierdut. Mi-am vândut carul cu boi, ca să-ți cumpăr soarele noi. Dar papucii și cu cercei, moare neica după ei. Dar papucii și cu cercei, moare neica după ei. Niciodată nu e bine să-ți iei muierea cu tine. Pe la târg sau pe la bâlci, că îi fac alții ochi dulci. Să-ți iei doar ivovnica și să faci ce vrei cu ea. Ivovnica te iubește,
nevasta te gicălește, să ți iei doar ipovnica și să faci ce vrei cu ea. Ipovnica te iubește, nevasta te gicălește. Iubăneț-am fost domn de o viață, am strâns mult ce mândru lichiță-n brață. Una mea intra la inimioară, o iubesc de patru ani și-o vară. Iubăneț-am fost domn de o viață, am strâns mult ce mândru lichiță-n brață. Una mea intra la inimioară, o iubesc de patru ani și-o vară. Din Târgu Jiu la Craiova, pe multe le-am dus cu vorba, dar mândra ce-o am acum, nu pot duce cu o minciuna. Din Târgu Jiu la Craiova, pe multe le-am dus cu vorba, dar mândra ce-o am acum, nu pot duce cu o minciuna. Ce păcate, am iubit mândruță măritate. Una mea intra la inimioară, o iubesc de patru ani și-o vară. Am făcut lume bun, ce păcate, am iubit mândruță măritate. Una mea intra la inimioară, o iubesc de patru ani și-o vară. Din Târgu Jiu la Craiova, pe multe le-am dus cu vorba, dar mândra ce-o am acum, nu pot duce cu o minciuna. Din Târgu Jiu la Craiova, pe multe le-am dus cu vorba, dar mândra ce-o am acum, nu pot duce cu o minciuna. Dragii noștri telespectatori, în curând emisiunea De Vorbă cu Zona se va realiza și transmite în direct în weekenduri din Băile Herculane. Mulțumim, Mihai! În continuare aș vrea să-mi spui, Denisa, dacă tu ai făcut studii speciale de canto. Cum am spus și în emisiunea trecută, nu am făcut. Ți-ai fi dorit să faci studii? Da, mi-aș fi dorit. Și nu e târziu. Așa este, nu e târziu. Spune-ne ce îndrumători ai avut tu spre pașii carierei artistice. În primul rând, părinții. Și cine a mai fost alături de tine? Și cam atât. Te-aș ruga să ne interpretezi și tu câteva cântece de ale tale. Cu mare drag. Viața trecătoare.
mare. Cum am fost ieri, nu sunt azi, sufletul mă doare. O viață avem numai una, noi cu toții știi. E scris pentru toată lumea, două nu trăi. O viață avem numai una, noi cu toții știi. E scris pentru toată lumea, două nu trăi. Thank you.
așa-i viața omului, pe fața pământului, măi. Mă ui peste ani în spate și nu le-am făcut pe toate. Așa-i viața omului, pe fața pământului, măi. Mie doar lume să trăiesc, să cânt, să iubesc, ce n-aș da pe ce spământ. Frumos, Denisa. Mulțumesc frumos. Aș vrea să-mi spui dacă ești solicitată și dacă participi des la evenimente. Da, acum perioada asta e perioada postului. Acum pe și la de 1 baruri, martie pe ce la ai făcut? Restaurante. De 1 martie. Da, și de 8 martie ai programat ceva? Pe 1 am cântat cu formația la noapte și la un cămin. Ai o formație a ta sau cânti cu mai multe formații? Acum mi-am găsit formația mea, până acum m-am cântat. Deci e formație stabilă? Da, acum e formație stabilă. De cât timp colaborezi cu această formație? Păi nu de foarte mult timp, de câteva luni. Ce frumos! Te-aș ruga să ne mai interpretezi două melodii, să mai înveselim telespectatorii noștri. Cu mare plăcere! Mare de capul tău, să ai grijă, puiule, o faci cu mine.
văd că te-ai lăudat prin sat și ai spus la multă lume că nu mă-i doar pe mine. Puiule, m-ai supărat că te-ai lăudat prin sat și ai spus la multă lume că nu mă-i doar pe mine. Să ai grijă, puiule, cum faci cu minciunile. Dacă te prim, puiul meu, mai și mare de capul tău. Să ai grijă, puiule, cum faci cu minciunile. Dacă te prim, puiul meu, mai și mare de capul tău. Cine dracu o mai lua, vai de viața mea. Însurama și sora, vai de viața mea. Cine dracu o mai lua, vai de viața mea. Că mă bat cu soacră mea, vai de viața mea. Și mă cer cu muieria, vai de viața mea. Că mă bat cu soacră mea, vai de viața mea. Și mă cer cu muieria, vai de viața mea. Dragii noștri telespectatori, postul nostru de televiziune își propune să transmită în direct obiceiuri și tradiții populare, inclusiv nunți. Filmările se fac cu două sau trei camere și putem transmite în direct atât aspecte din timpul nunții, cât și cununia religioasă și starea civilă. Foarte frumos, Denisa! Mulțumesc! În continuarea emisiunii aș vrea să-mi spună, Mihai, ce planuri ai pe viitor? Dacă îți dorești să imprimi un album sau o să continui să mergi doar la evenimente și atât? Deocamdată o să continui să merg doar la evenimente. Din lipsa banilor aș vrea să merg mai departe, dar din lipsa banilor nu se poate. Problema financiară. Viitor, da, aș vrea să scot un album, să promovez și eu. Se pare că avem un prim telespectator în legătură directă cu noi. Alo, bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Spuneți-ne, vă rog, cum vă numiți și de unde ne sunați. Bună seara, Loredana, sunt Lavinia din Băile Herculane. Tocmai Lavinia, colega mea? Da, tocmai ea. Mă bucur să te aud în această seară și mă bucur că în curând o să venim în Băile Herculane să transmitem emisiunea De Vorbă cu Zona în direct de acolo. Deja ne-au contactat câțiva artiști din zona Carașului. Da, sunt
sunt telespectatorii nervoane care urmăresc deja postul. I-au întrebat dacă o să fie și muzică din Banat, din Caraș. Sigur că da, o să fie soliști și din Banat și chiar mâine o să venim la Băile Herculane să stabilim toate detaliile. Da, vă așteptăm cu mult drag, lumea este nerăbdătoare. Era și timpul să fie o televiziune care să se ocupe și de zona noastră de aici. Ne bucurăm că avem telespectatori care ne urmăresc și ne iubesc. Mâine, cum ți-am spus, o să venim în Băile Herculane, așa că o să stabilim toate detaliile. Ok, Loredana, vă așteptăm cu mult drag. Și noi abia așteptăm să venim, îți mulțumim și noi pentru telefon și ne vedem mâine. Felicitări pentru emisiune și o seară frumoasă alături de invitații tăi în continuare. Mulțumesc, o seară frumoasă și ție și familiei tale. Mulțumim pentru telefon. Frumos. La revedere! Te-aș ruga să ne interpretezi câteva melodii de ale tale și reveni. Lenuță, dragă, lenuță, uite ne-au asoluat. Lenuță, dragă, lenuță, vin la tine să găruta. Lenuță, dragă, lenuță, uite ne-au asoluat. Lenuță, dragă, lenuță, vin la mine să găruta. Lasă plouă, lasă ningă, lasă fie vreme rea. Lasă fulgere să tune, tot mă duc la mândruța. Lasă plouă, lasă ningă, lasă fie vreme rea. Lasă fulgere să tune, tot mă duc la mândruța. Lenuță, dragă, lenuță, tu m-ai zâmpăcit de tot. Lenuță, dragă, lenuță, fără tine nu mai pot. Lenuță, dragă, lenuță, tu m-ai zâmpăcit de tot. Lenuță, dragă, lenuță, fără tine nu mai pot. Lasă plouă, lasă ningă, lasă fie vreme rea. Lasă fulgere să tune, tot mă duc la mândruța. Lasă plouă, lasă ningă, lasă fie vreme rea. Lasă bată piatra mare, tot mă duc la mândruța. Lenuță, dragă, lenuță, de-aș mai trage că te-am tras. Lenuță, dragă, lenuță, eu de tine nu mă las. Lenuță, dragă, lenuță, de-aș mai trage că te-am tras. Lenuță, dragă, lenuță, eu de tine nu mă las. Lasă plouă, lasă ningă, lasă-mi fie vreme rea. Lasă fulgere să tune, tot mă duc la mândruța. Lasă plouă, lasă ningă, lasă-mi fie vreme rea. Lasă fulgere să tune, tot mă duc la mândruța. Asotul și moșul meu, și de el îmi pare rău. Din averea și-o împărțită, o că nu s-a moștenit. Asotul și moșul meu, și de el îmi pare rău. Din averea și-o împărțită, o că nu s-a moștenit. Și mi-o zis cu glas de moarte,
ai grijă cum bei nepoate, asta e clănuța mea. Când bei tu și eu îi bea și mi-o zis cu glas de moarte, ai grijă cum bei nepoate, asta e clănuța mea. Când bei tu și eu îi bea, mă. Atunci mare în acază, nu mai stau pe acasă trează, beau numai rachiu de prună, cu cănuța dorm în mână. Și de atunci mare în acază, nu mai stau pe acasă trează, beau numai rachiu de prună, cu cănuța dorm în mână. Dar moșul meu câteodată, parcă-n vis mi se arată, când mă strigă în miez de noapte, mordesă de mâine poate. Dar moșul meu câteodată, parcă-n vis mi se arată, când mă strigă în miez de noapte, mordesă de mâine poate, mă. Mă trezesc că nu-ți-a iau, un achiu și iară beau. Nu las pe moșul să aștepte, că mie că moare de sete. Mă trezesc că nu-ți-a iau, un achiu și iară beau. Nu las pe moșul să aștepte, că mie că moare de sete. Dar într-o zi ce mi-o venit, am stat și m-am tot gândit. N-am fost prost că l-am crezut, nu moare că-i mur de mult. M-am dus cu cănuța-n tragă, ca să dau cu ea s-o sparg. Vorbe moșu, zice bine, sparge-o că te iau cu bine. Și-o vrea mă manoră, la 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 la. Cu altul joacă la oră, la 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 la. Și joacă, dar nu se joacă, la 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 la. Parcă-mi vrea ciunta să-mi facă, la 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 la. Uite-o cu mâna pe sus, la 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 la. Și se învârte, parcă-i fus, la 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 la. Te dau palme peste față, la 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 la. N-o știam așa de hoață, la 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 la. Te mândra o dată, la 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 la. De se fac poalele roată, la 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 la. Vac se lasă și desculță, la 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 la. La joc parcă-i vrea bimuță, la 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 la. Pune-ți mândră-o ca la poale, la 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 la. Că-ți văd picioarele goale, la 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 la. Eu le știu, dar le văd alții, la 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 la. Te iau seama toți bărbații, la 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 la. Eu de mânimos, la 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 la. Dar mândra joacă frumos, la 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 la. Ține capul într-o parte, la 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 la. Știe dansul cu zări foarte, la 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 la. Ideal cât o furisit, la 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 la. La canel s-i sucit, la 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 la. Cum să nu fii mândră în joc, la 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 la. Dacă ești frumoasă focă, la 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 la. Că mă uitai mândră bine, la 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 la. Niciuna nu e ca tine, la 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 la. Nici la joc, nici de frumoasă, la 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 la. Dar nici așa de drăcoasă, la 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 la. Thank you.
așa au fost lăsat. Hai da mândra mea, pentru o fată și băiat, hai da vopa așa, să joci în drag lângă drag. Hai da mândra mea, până ca zorile-n prag, hai da vopa așa, de la stânga să pornească. Uite așa încetişor, ochii în ochi să se privească, joacă binișor. De la stânga să pornească, uite așa încetişor, ochii în ochi să se privească, joacă binișor, mă! Intră acum în joc, hai da mândra mea, să-i dea Dumnezeu noroc, hai da copa așa. Calea nume vor să fie, hai da mândra mea, că-i place la veselie, hai da copa așa. În joc aș intra și eu, uite așa încetişor, că-mi place cu puiul meu, joacă binișor. În joc aș intra și eu, uite așa încetişor, că-mi place cu puiul meu, joacă binișor, mă! Foarte frumos, Mihai. Aș vrea să o întreb și pe Denisa acum, spune-ne tu dacă ai planuri de viitor, la fel cum l-am întrebat și pe Mihai, dacă dorești să imprimi un album. Da, și dacă viitor, ai posibilitatea. Da. Da, pe viitor chiar vreau să imprim un album. Îți place să compui cântece? Sinceră să fiu, nu prea. Ai încercat până acum să vezi dacă... Am încercat, dar nu iese nimic. Și... te ajută cineva sau, eu știu, ți-a propus cineva să te ajute să faci niște melodii pentru un CD-ul? Nu mi-a propus nimeni, dar mi-am propus eu. Eu, părinții și mei părinții care mă sunt ajută, alături da. De tine. Și cu ocazia asta vreau să-i salut și pe ei, pe părinții mei de acasă, pe mătușa mea, pe Vetuța, pe Nea Gheorghe, pe verișoara mea din Italia, pe Ramona, pe bărbatul ei, pe Toni, pe prietenul meu și pe toată lumea. Sigur că, da, Mihai, ai de făcut dedicații? Da, pentru... toți prietenii mei care sunt aproape de mine și la bine și la greu, pentru toți frații mei, încă o dată pentru părinții mei, pentru unchi, pentru mătuși și pentru toți consătenii care mă urmăresc, îi salut pe toți pe această cale și pentru toate femeile, pentru doamnele și domnișoarele, pentru un sincer la mulți ani data de mâine cu ocazia zilei de 8 martie, la mulți ani și ție, mulțumesc. La mulți ani și lui Denisa. Mulțumesc. Și... îmi cer scuze că care... vă întrerup. Domnul Triță este acolo și ne face semn să... să-i facem și, să-i lui, facem o și lui o dedicație. Și pentru domnul Triță dedicăm toate da, melodiile din Triță. Această seară. Sigur, și înainte să întrebăm și pe domnul dacă are de făcut dedicații și pe domnul, se pare că avem un alt telespectator în legătură directă cu noi. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog, cum vă numiți și de unde ne sunați? Dedicație. Sigur că da, vă ascultăm. Sunt Bușoi de la Râmba, Bușoi Lulică. Da. Aș vrea să fac și o dedicație pentru ziua femeii, pentru soția mea. Da. Foarte o frumos din partea dumneavoastră, să vă trăiască soția. Ani, Sidona și pentru toate femeile din satul Râmba și orașul Modru Gorj. Da. Spuneți. Și cu această cale să, pentru soacra mea, ea la fel de om martie, da? că mi-a dat o fată foarte bună, o nevastă. Să vă trăiască! Acum 15 ani a fost împesit. Foarte frumos! Mulțumesc și lui nașul meu că a mers cu mine. Da. Nașul Mirel Bușoi. Da. Pentru soția lui. Și pentru toate femeile frumoase. Sigur că da. Dar cu 9 martie vreau să-i... să-i dedic și pentru tata lui Mihai, lui Băleanu, prietenul meu, Vali. Da, mulțumesc, Mihai. Te salut. Salut, Mihai. Salut. Multă, multă sănătate. Mulțumesc. Și a lui o carieră frumoasă. Și lui Alica. Că... mulțumesc și la familia ta la fel, multă sănătate. Mulțumesc, mulțumesc. Bine, cu siguranță, mulțumim. Cu siguranță toată emisiunea din această seară va fi dedicată tuturor celor care i-ați enumerat dumneavoastră. Mulțumim pentru telefon. La revedere! Denisa, te-aș ruga să ne mai interpretezi și tu câteva melodii de ale tale. Cu mare drag.
Tico
Viorel, să te joc pe pătea mărunețel. Vino, mântra mea, picolea ușurel, să te joc pe pătea mărunețel. Joacă, mântru, joacă, danță-i-te ca la munte, hai, cu nana, hai, gura să sărute. Joacă, mântru, joacă, danță-i-te legănat, cu pași mărunței, cu prea învățat. Așadar, dragii mei invitații, emisiunea noastră se apropie de sfârșit, așa că v-aș ruga pe fiecare să ne spuneți dacă aveți de făcut dedicații sau mulțumiri cuiva. Și încep chiar cu tine, Denisa. Chiar cu mine, da. Ca de fiecare dată. Da. Păi ce să zic, să urez și eu mamei mele la mulți ani pentru ziua de mâine, de 1 martie, tuturor femeilor, domnișoarelor, doamnelor, pentru mătușa mea, pentru Vetuța încă o dată, pentru Ionela. E acum în Norvegia, ne urmărește, pentru Petrică, am fost cu el aici, da. Pentru vărul meu, pentru bunicii mei, pentru Alina, pentru Dinuș și pentru toată lumea. Și pentru toți telespectatorii noștri care ne urmăresc. Tu, Mihai? Încă o dată pentru părinții mei, pentru frații mei, pentru toți unchii, toate mătușile, pentru toți telespectatorii și pentru doamnele și domnișoarele pentru mâine, cu martie. Pentru toți cei care mă cunosc și ne urmăresc în această seară, în această emisiune. Sigur că da. Dumneavoastră? Da, aș vrea și eu să dedic această emisiune fraților mei, părinților, special pentru verișorii mei, familia, da? Bebe Giura, Ion Iosu Costel, familia Rovența, Marin Opița, pentru toți vecinii, pentru toți cei care pentru vă cunosc. Toată lumea, da. Și dumneavoastră?
Da, în primul rând aș vrea să fac lui fetița mea, lui Rebi, părinților mei, nevasta mea, cumnaților mei, surorile mele, toate. Da. Și pentru prietenul meu, Giolgău, că m-a sunat și mi-a zis să-i fac o dedicație. Da. Și pentru fetița dumneavoastră, Rebecca? Da, am zis. I-am făcut. Care mă și filmează aici cu telefonul. Și da, și din partea noastră. Pentru fetița dumneavoastră și să știți că noi vă mai așteptăm și cu altă ocazie alături mare de noi. Drag. Cu ce mai mare plăcere. Așadar, dragii noștri telespectatori, emisiunea din această seară se apropie de sfârșit. În continuare o să vă las în compania domnului Băleanu. Până luni seara, eu vă doresc o noapte liniștită. La revedere! Câtva timp încoace, nu mai pot să beau, nu mai pot să mânc, parcă nimic nu mai-mi place, ceva în viață trebuie să găsim. De vreo câtva timp încoace, nu mai pot să beau, nu mai pot să mânc, parcă nimic nu mai-mi place, ceva în viață trebuie să găsim. Și la mine ca la fiecare, nu-i nevoie decât de o schimbare. Ori trăiesc și mor frumos, ori stă ușa din dos. Și la mine ca la fiecare, nu-i nevoie decât de o schimbare. Ori trăiesc și mor frumos, ori stă ușa din dos. Dușmanii mei la coadă, venim fraților, că nu pic ușor, la pământ lor să mă vadă, numai când o fi să mor. Stau dușmanii mei la coadă, venim fraților, că nu pic ușor, la pământ lor să mă vadă, numai când o fi să mor. Și la mine ca la fiecare, îi nevoie decât o schimbare. Ori trăiesc și mor frumos, ori spă ușa din dos. Și la mine ca la fiecare, îi nevoie decât o schimbare. Ori trăiesc și mor frumos, ori spă ușa din dos. Haide! Ceva nu merge în viață, îmi dă de gândit că ceva-i greșit. Și să nu-mi stea alții în față, iar o iau de la început. Că ceva nu merge în viață, îmi dă de gândit că ceva-i greșit. Și să nu-mi stea alții în față, iar o iau de la început. Și la mine ca la fiecare, vine voie decât o schimbare. Ori trăiesc și mor frumos, ori spă ușa din dos. Și la mine ca la fiecare, vine voie decât o schimbare. Ori trăiesc și mor frumos, ori spă ușa din dos. Thank you.
făcut mama așa, la 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 la. Sunt jos și să știu cânta, la 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 la. M-a făcut mama așa, la 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 la. Sunt jos și să știu cânta, la 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 la. Dar eu când încep să joc, la 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 la. Toată lumea îmi face loc, la 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 la. Dar eu când încep să joc, la 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 la. Toată lumea îmi face loc, la 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 la. Ei dragul mii cu cine joc, la 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 la. Dar miroase am busuioc, la 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 la. Dragul mii cu cine mă îmbâre, la 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 la. Dar miroase am fâncosâr, la 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 la. Un pin cambogele, la 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 la. Să s-a născut cei din ele, la 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 la. De cu un pin cambogele, la 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 la. Să s-a născut cei din ele, la 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 la. Să răsară viorele, la 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 la. Să mă așez cu mândraniele, la 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 la. Să răsară viorele, la 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 la. Să mă așez cu mândraniele, la 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 la. Mi-i dragul mii cu cine joc, la 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 la. Că miroase-a busuioc, la 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 la. Dragul mii cu cine mă-nvâr, la 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 la. Că miroase-a fâncosâr, la 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 la. La voi ce ascultați, la 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 la. Cum ne-am dat de nu jucați, la 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 la. Cum e la voi ce ascultați, la 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 la. Cum ne-am dat de nu jucați, la 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 la. Că eu dacă aș fi și sor, la 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 la. Picioarele tot mă scol, la 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 la. Că eu dacă aș fi și sor, la 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 la. Picioarele tot mă scol, la 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 la. Ei dragul mii cu cine joc, la 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 la. Că miroase-am busuioc, la 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 la. Dragul mii cu cine mă-nvâr, la 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 la. Că miroase-am fâncosâr, la 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 la.